Florin Gorcea, directorul DSBS Agor, susține că anul acesta nu sunt impuse restricții în ceea ce privește sacrificarea porcilor de Crăciun. Fără nicio problemă și cu cea mai mare tărie și putere de convingere, vă spun că au voie să taie gorjenii porcii, la fel ca și în ceilalți ani, să ne ajute Dumnezeu de acum înainte să nu mai vorbim prea mult de pesta porcină africană. Reprezentanții DSBS Agor fac un apel la cetățeni pe care îi roagă să testeze carnea înainte de a pune-o pe masa de sărbători. Cu un examen trichineloscopic, toate circumscripțiile sunt pregătite, au medici asistenți, ca în fiecare an, cu program prelungit, cu program sâmbătă și duminică, în așa fel încât să fim lângă cetățean și lângă crescătorul de animale. Amintim că din primăvară și până în prezent au fost active circa 300 de focare de pestă porcină africană, însă conducerea DSBS Agorj dă asigurări că toate au fost stinse.